conac. Ce conac? Chiar și ea, de cât un om. E inuman. O cântinăm la tâmp. Știi cum face? Ca tu, săraci. Încercați. N-ai vrea să încerci dumneata? Nu cred. De ce? Aș vrea să vă fac gelos. Hai, mă, moșu, că stau eu voie. Cred că vreau. Să știți că nici nu prea am experiență cu cântinatul femeilor. Nu prea am avut ocazia așa ca dumneata... Hai, sictir, știi. Auzi? Poate să ne facem un pic de curaj, ce zici? Mulțumesc! Nu, domne, așa spune ea! Stai jos, liniște! Eu sunt aproape sigur că ne-a jurat. Nu. Stai aici, vă rog să vă lăsați să plec. Ce vorbești, domne? Păi și cine mă hipnotizează? Dumneata! Nu e bine, că am văzut de la televizor când aveam. Și spunea acolo jos că numai hipnotizitorul ăsta trebuie să facă chestia asta. La televizor? Păi aia sunt niște cretini, domnule, nu știm nimic. Vă rog, lăsați-mă să plec. Lăsați-mă. Bă, vrei să-și punezi smecla? Nică? Încercați numai. Am făcut și eu judo într-a doua. Bă, nea, profesor. Nu mă provocați! Deci nu te pui cu albionul izbizua, ha? Bă, deci eu am făcut 8 luni de batalion special. Deci eu să rup o mână și atâta te bat cu ea până plâng. Hai, bă, nea, profesor. Lasă că știu eu unde ați trocut armat. Păi, eu le zic așa la proști, mă, ca să nu se sperie. Deci tu vrei să vezi cum am așteptat. Mulțumesc! Vă cred și așa! Crezi? Da, cred. Maică! Ce faci, mă? Vino și ajută-mă. Hai! Iau mă de picioare, mă, de unde iei, mă? A, eu am lobo sciatică și... Păi și eu n-am! Cum dracu vrei să pun singur tita mai calul? Hai, iau-te la secundă.
venit violent, săriți la bătaie. Hai mă, că glumesc și eu. Auzi? Să vezi tu cum e când e pe bune. Uite ieri, în tramvai, 8 sau 10 erau. Bă, toți cu niște mușchi umflați pe ei, ziceai că-s baloanele din parc. Ce-o fi zis ei? Hei, papa, mucea, zice, hai la mine, știi? Voi fii atent, deci nu vă spuște ce știe tehnica, nu să-i omor în alta, mă. Norocul proștilor, eram de alt. Și am plecat în stație, din tramvai. Bă, uite ce-am de mine. Uite ce coatea, uite. E mai bine că s-a întâmplat așa. Păi eram la pușcărie acum. Omor calificat în stare agravantă deosebită cu avocat la judecătoria Cutelar. Da, nu-i invidiez. Păi și mie m-ați... Mi-ați rupt bulerul, m-ați... Tocmai și asta o am din liceu. Cristian Dior. Chiar azi dimineața când mă îmbrăcam, mi-a trecut așa prin minte că mașa asta e veșnic. Ca să aveți coincidență. A, să vă dăm așa. Cămașa. Uite-te la mine, mă, mi-ai distrus viața, mă, și eu rupi și ochii. Cu macaragist aia, ai? Ce pui mei ți-o fi venit să mă întreb de ea? Doamna, a insistat, mă rog, într-un fel. I-a promis că îmi găurește capul cu fierul de călcat. Mai am de dat o disertație, mai am și alte lucrări de dat, așa că ce era să fac? Păi că am făcut pe tine, știi? Este? Păi dumneata, cum ai fi procedat? Eu? Eu cum? Păi de-aia plătit. Eu m-am împrijunuit, mă. M-am cu tigaia, m-am cu fierul de călcat. Mă minunesc cum de mai sunt fiu. Și stau aici de vorbă cu dumneata. Uite așa, auzi? Dar și eu chiar așa mă le-am trântit pe... Îmi pare rău. Pe toate le-am trântit? Ha? Și despre tiripau, și despre roche, și despre cablu. Păi ați cam dat în sinceritate, să știți. Păi să spași picioarele, mă. Circ, mă. O să ne urmărești, mă, toată asta. Dar fii ea. Auzi tu, să-mi trec tu asemenea. Uite, acum stau și mă gândesc ce să-mi întreb să fim chit. Și nu trece nimic prin minte. Și asta, pac, ce problemă. Femeie, ai femeie. Ce vrei? Și eu sunt un bou, sau cum? N-am spus asta. Hai cu o iluzie, tot ai băgat acolo. Nici o aluzie, nici măcar nu m-am gândit. A fost, a fost... Bă, tu ești rău. Tu ești rău, mă. Toți evreii sunteți hâtri, mă. Șmeche. Cu iluzii, cu aproposuri, cu... Nu e adevărat. Nu? Dar ce ești? Hai, bă, că toți evreii sunteți la fermă. Toți ca academicieni sunteți evrei. Toți ca unul. Sunt de-ai noștri, domnule. Cercel mă numesc. Păi, uite, ți-arăt și buletinul. Bă, buletinul se răstrup, papa de la Roma. Auzi tu, ce? Mă rog frumos să nu mă mai tachinați. Nu vă permit. Nu e de-aș spus că mi-ați rupt cămașa? Nu mai și tachinați? Vă rog frumos, deschideți ușa. Imediat! Acum! Repede. Moșu, știi ce cred eu acum? Eu cred că tu ai uitat cu cine stai de vorba. Fii atent. Deci eu îți dau una în gură și pe urmă îți fac cadou și o cutiuță să spui din ținea. Hai mă, lea, profesore, ce dracu? Nu mă intimidați așa ușor, nu mă tem de dumneata. Ați inventat-o. Și cu armata, și cu tramvaiul. Am auzit tot adevărul cu urechile mele. V-ați mințit soția, m-a mințit și pe mine. La ce bun, domnule? La ce bun este? Păi ea nu m-a mințit pe mine, mă! Ea e sfântă! Asta nu se știe. Ia să aflăm. Hai! Haideți! Păi haideți! Hai! Așează-te acolo și intră în relație cu ea. Cu plăcere! Ia uite, frate, face și pe avocat acum!
Păi ce crezi, bă? Te n-am văzut cum... o tindeai pe fotele? Ha? Ia uite-ci! Kamasutra, nu alta! Aiuriți? Ce Kamasutra? Asta, bă, că știu și eu din astea, că nu crezi că sunt cu cuteștiu. Păi ce crezi că mă pune acolo la... la voi la cacaderie acolo, mă învățați Kamasutra, măi! Apropo, eu v-am salvat de la fierul de călcat. Sigur că da. Voi, academicienii, ne băgați pe noi în comă electrică și pe urmă vă faceți de cap cu muielile noastre. Hipnotiști, hipioți. Chiar ești prost? Pardon, scuzați. Lasă-mă că ai fi tu deștept. Toți sunteți niște sfinți aici, mă! Numai eu sunt păcătosul păcătoșilor. Hai, treabă să vedem și noi. O să vă demonstrez că nu am avut nici nimic cu soția dumneavoastră. N-ai avut doar că m-am trezit eu la tine. Dacă aș fi vrut, aș fi putut, stați liniștit. Dar eu v-am salvat de la fierul de călcat. Aici am greșit, să știți. Hai. Intră într-o relație din aia cu ea să vedem de la ce fier m-ai salvat după mine. Imediat. Cum te cheamă? Merlin Monroe. Opa! Poate cum? S-a timit? E o încercare spontană a subiectului de a penetra subconștientul. Ce face? Subconștientul accesează informația de adâncime din straturile subcoronare ale creierului. Să mor tu, deci nu chiar cred că ea are așa ceva. Toți avem. Bun, și acum ce faci? Acum o extragem. Adică aveți răbdare. Cum te cheamă? Stella Popescu. Na. Na, fii atent tu ce are azi subcutanat! Coronar! E zona de refugiu a conștiinței individului în timpul evadării din realitate. Ce realitate, bă? Bă, cum se ascunde în actrițe sau cum? Nu e obligatoriu. Dumneata știi cine ai fost? Să nu-mi zici, draga, o seamă că nu are. Schimbați calină. Steluța ta și de? De Iisus Hristos ce spui? Să mor tu. Adevăr grăiesc. Da. Cum te cheamă? Otelia, vezi, doamnă. Păi, s-a conectat! S-a conectat, este! Băi, să moare Gigi, dar ăsta nu-i circ! Ăsta nu e circ, e știința adevărată! Bă, nu știu ce-o fi, dar oricum e haios! Cum? Acum o să vă demonstrez că între mine și soția dumneavoastră nu a fost nimic! Bagă! Otilia, mă auzi? Te aud că nu sunt surdă, ce dracu! Fenomenal! Ce? Caracterul nu se dezminte. Ea și în stare de transă se comportă neadecvat. Cum ai zis? Sfidează regula. Stai tu liniștit că stai abia început. Să nu copim! Hai! Auză-te așa! Ea ne aude acum când noi vorbim. Normal. Ar trebui să mă audă numai pe mine și mai atunci când mă adresez ei direct. Dar în cazul de față nu mai sunt sigur de nimic. Mai bine, știi? Bine. Doamna Otilia, sunteți aici? Nu, sunt la WC-ul. Normal că sunt aici, unde dracu vreți să fie? Vă rog să-mi spuneți. Ați avut relații intime cu bărbatul care l-a transpus în stare hipnotică pe soțul dumneavoastră? Cu academicianul? Idiotul ăla? Ăla n-are în pantaloni altceva decât chiloți. Și are un parfum. Poate e bunicul. Gata, taci! Oare de ce nu i-o fi plăcând parfumul meu? Cum să-i placă, bă, parfumul tău? Nu te numesc ca știa nimic, nu-i place? Bă, tu nu vezi cum aruncă în ochile de milioane ca pe șosețelele folosite? Stella Popescu, a? Ce să-ți povestesc? Bă, că Stella Popescu știe să se îmbrace, bă, să țină o cură, să nu așa ca... Săraca, cu curul cât araba! Și ai tot ce prinde în frigide! Apropo, ia să o întrebați cine alește toată mâncarea. Ce
Crăciunul mănânc niciodată, uita. Și zic, băi, Utilica, e mie cam fumic. Băi, tu ești nesimțit? Ești beat, mănânci, te spargi, te trezești și iară vrei să mănânci? Băi, dai mă omoară, mă. Nu mă știu să fi mâncat pe viața mea de Crăciun ăsta, afară de mâncat aia de cafelete cu care am început sticla de vodka. Ia întreabă, cine halește toată mâncarea? Întrebarea asta mi se pare copilărească. Chiar prostească, aș putea spune. Băi, dar lasă tu asta, eu am o părăială și vreau să mă confirmez. Nu, dumne, dacă insistați... Am avut ideea. Ce mai vrei? Vă rog să spuneți. Cine a mâncat toate bucatele de la masa de Crăciun? Moș Nicolae, cine altcineva? Mi se pare o întrebare copilărească, chiar prostească. Eu mănânc tot. Mă scol noaptea, ăsta doarme ca porcul, mă duc la frigider și până dimineața treaba e gata. Eu mănânc, el bea. Dar oricum, trei sticle de vodcă pe care le bea el într-o noapte, costă mai mult decât masa de Crăciun care ar trebui să dureze 3 zile. Nu sunt amenziile pentru băutura. Ce? Amenziile. Ce amenzi? Băutură. Ce amenzi, domne, că m-a prins polițistul că mă pișam pe chereta de la gară? Bă, dacă îmi pocnea vezica. Deci noaptea halești cu toată păpica. Deci ea, în loc să răspunde la întrebări, tot pe mine dă vina. Cum vine asta, domnul academician? Nu știu ce să zic. N-am mai întâlnit asemenea cazuri în toată practica mea. Complicat este? Este. Acum înțelegi cum e mie? 20 de ani de zile. Bac cu tigaia. Bac cu firul de căcat. Deci te pelește bani din buzunar, domne, și a doua zi și că eu i-am pierdut. Uite așa mă chinie. Nu trăiesc. Viață grea. Dar aspră. Fiindcă mi-a crescut, s-a dus la casa ei. Și eu... tot cu liber am rămas. Da, domne. Stau cu ea. Dacă n-aș fi iubit-o, de mult m-aș fi cărat. Poate că de-aia că o iubesc, i-am întrugat în verși uscate și despre revoluție și despre trucări speciale. Tu știi cum arăta de pe la tinerețe? Băi, avea un fund ca o lupeniță. Dulce? Bombat! Talia de viespie, ochi frumoși, buze, tocuri de 15, cacică, mâna cu ea. Păi și eu aveam tot de la Bilbao. Tu crezi că se uita asta la mine dacă nu îi intrucam eu verși uscate de forțele speciale? Păi și să vezi drăcia dracului, cum i-a zis de forțe, s-a topit toată. Da. Am fost primul ei bărbat. Bine, acum tehnic vorbind, alt nemernic că a fost primul. Dar eu am fost primul pe bune, din? În noaptea anunții, după ce s-a întâmplat minunea, bine, nici nu mai țin aminte cum a fost. Păi ce poți să ții minte dacă nu e din dragoste cu ăla? O durere, poate și atât. Dar mai pe urmă, când am făcut-o noi în noaptea anunții, zic, atunci mi-a zis, Adonis, asta e prima dată. Tu ești primul meu bărbat. Nu mă crezi, este? Ba da. Nu mă crezi. Ce? Mă crezi, bă, că te văd după multă că nu. Ba, vă cred, vă dau cuvântul meu. Ce cuvânt, bă, ia jură. Că tu minți. Minți? Nu mii, domnule, vă cred. Dai jură. Pentru ce să jură? Uite așa, pur și simplu, ia, hai, jură, ca să te cred. Dar
Eu nu știu niciodată, astea spre judecăți. Bă, cred, nu cred, nimeni nu vreau să-l susi. Dar ce vă luați de mine? Auzi, îmi întreabă pe tine dacă nu vreți. Ia, cu ea ce ia. Hai! Hai, întreabă. Nu, mă întreb. Întreabă, întreabă. Dar oricum vă... Mă, lasă, bă, tu astea, tu întreabă. Mă obosești. Vă rog să-mi spuneți, domnul Adonis a fost primul dumneavoastră bărbat? Ești prost? Bineînțeles că nu. Știi ce s-a întâmplat? Întrebarea n-a fost clară. Întreabă, atâtele la număr a fost eu. Și o să vezi că atunci iese soluția. Doamna Otilia, vă rog să-mi spuneți, câți bărbați ați avut? Așa e mai corect. Liniște! Doi și unu. Adică pe dumneavoastră vă consideră unic, chiar dacă ați fost doi. Te cam încurci în cuvinte ca academiciene. Ea n-a spus așa. Eu așa am auzit. Păi și eu am auzit, dar nu așa. Ba așa, vă jur. Păi adică o ziceai că nu. Cum să nu? Mă jur pe Dumnezeu, pe mama, pe câinele meu, pe lucrarea mea de licență, pe ce vreți dumneavoastră? Vinți! Mai treabă o dată. Nu, am auzit destul de clar. Și cât ți-a zis, mă? Doi. Ba, nu mi-ți zic că nu știu ce... Trei! Doi și unu! Adică trei! Adică doi în pat și al treilea prietenie! Moșule, nu bagi în ceață, ea n-a zis așa. Mai întreabă o dată. Nu. De ce? Am auzit destul de clar și... Da, nu, nu pot să refer cu aceeași întrebare de două ori, să știți, s-ar putea produce o catastrofă. Da, o catastrofă. Bine. Întreabă atunci, cât s-a avut până la mine? Am întrebat-o deja. Voi iar mint. Nu mint, domnule, am întrebat-o. Și ce a zis, mă? A spus că... A avut unul care a dezonorat-o de câteva ori și s-a cărat, tehnicianul. Bă, moșu, tu știi că ești culmea, mă? Sau voi ați făcut un telc? Cât am fost eu în comă. Ia întreabă. Nu. Întreabă. Nu! Bine. Ce vrei să faci? Am zis, stați liniștit! Ați stat! Wow! Cum e, a? Să știi și tu cum e să te pui cu Adonis, Bizdoa, că sigur că te doare, bă! Vezi ce-am învățat în forțele speciale? Ha? Îți place? Mamă, mi-a spus mă, piciorul! Întreabă! Hai, întreabă! Bine! Ce să întreb? Câți bărbați a avut până la mine? Bine, o întreb, dar dați-mi drum! Să văd pe întreb! Bine! Doamna Otilia! Ce dracu mai vrei? Vă rog să-mi spuneți, câți bărbați ați avut până la domnul Adonis? Ăsta cine mai e? Soțul dumneavoastră, doamnă. Primul sau al doilea? Băi, ce zice aia acolo? Există vreo posibilitate să fii evadat în subcuta la frustrări? Nu știu. Păi și cum? Să întrebăm. Pe cine? Pe ea. Pe ea. Doamna Otilia. Da! Sunteți aici? Sunt la dracu, mă vezi? Sunt aici. Da. Pare să fie ea. Păi și de unde să aibă ea, mă, doi soți? Cine-i nemernic cu care e al lui? Să întrebăm?
Doamna Odilia, vă rog să-mi spuneți, cine este cel de-al doilea soț al dumneavoastră? Arconautul care împișă pereții. Adonis Bizdoacă. Păi și primul? A fost un Costică Măciucă. Arconaut și ăla. 3 luni am stat cu el. O zi și-a trimis un prieten pe lumea cealaltă și ăla nu s-a mai întors. Am divorțat imediat când l-au luat la pușcărie. Dar aveam o prietenă, menajeră, la starea civilă. Și mi-a făcut aia rost de un buletin pe numele de fată. Și așa am scăpat de trecutul lui.